fac ceva și să rămână ceva folositor și peste ani. Mi-am pus problema și ce se întâmplă în ani, și peste 10 ani, și peste 20 de ani, dar perspectiva, vă rog să mă credeți, e prea îndepărtată ca să nu văd că mă împiedic în fiecare zi când trec de acest loc pe care nu are deocamdată nicio întrebânțare. Asta este prima lucru pe care mă determină să ne gândim, pentru că s-a oferit o oportunitate, s-a oferit o șansă. Într-adevăr, cum spunea și domnul secretar, cum spunea și domnul administrator public în prezentările pe care le-au făcut și le mulțumesc, nu se decide absolut nimic, ci pur și simplu este un loc în care ne-am întâlnit și nu trebuie să ne întâlnim nici cu ciudă, nici cu partizanat pe o temă sau pe alta, ci pur și simplu să avem o expunere de idei, de păreri sincere, că numai cu sinceritate se pot lua deciziile cele mai bune pentru Dorohoi. Asta este punctul meu de vedere. Nu sunt, v-am spus punctul meu de vedere, nu am păreri deocamdată clare în ceea ce privește. Și au fost foarte multe teme întrebându-se de studii de circulații, de una, de alta, de alta. Acestea se vor naște în momentul când se face și tema de proiectare. Iar tema de proiectare și proiectele sau chestii vor fi al acestei exigențe, ar trebui să răspundă cel care vrea o autorizație de construcție în municipiul Dorohoi. Nu dacă ai un teren, înseamnă că poți să și construiești. Asta am spus, asta am avut de spus deocamdată și lucrurile pot fi rezolvate, am spus, numai cu înțelegere și fără patimă și spuse, și mai vreau un singur lucru să vă comunic, ar fi foarte important dacă dumneavoastră, cei care luați cuvântul, v-ați referit la câte o problemă care să poată fi preluată și la care eventual să poată da un răspuns sau dacă nu, măcar să o avem înregistrată ca problemă pentru studiu și pentru decizie mai târziu. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule primar, și acum, așa cum am spus, aș ruga un agent economic. Dacă vrea să ia cuvântul, ar fi bine un agent economic dintre cei care au depus și hârtii scrise la Consiliul Local. Da, se pare că nu. Cine mai vrea să ia cuvântul? Bună ziua, sunt un simplu cetățean, locuiesc în zona centrală și în primul rând aș vrea să adresez o întrebare. Acest studiu de caz, aceste foi care aveți acolo, ați spus, adunate foarte multe, cum au ajuns la cetățeni? Deoarece n-am avut acces la acest foaie decât în urma unui convorbiri cu cineva care lucrează în primărie și întâmplător am auzit că există aceste foi. Întâmplător. La mine asociat, eu pot spune, eu am urat pe scară, la oameni, am dat la oameni. Este posibil? În zona centrală n-au ajuns. Eu doar am întrebat. Prin intermediul salariaților primăriei s-au distribuit aceste chestionare. Aceste chestionare au înregistrat codul numeric personal sau doar un nume și un prenume? Nu vă spun, date cu caracter normativ și nu aveau ce căuta pe chestionare publice, CNP-ul. Ok. Bun, acum eu ce sunt? Vreau să contestați acest întâi, nu? Cam asta ar fi. Contestez pentru că atât timp cât la mine, mulțumesc, atât timp cât la mine nu a ajuns nicio foaie, întâmplător am dat ea, pot pune un semn de întrebare. Asta este una din problemele care o ridic. Vreau să înțelegeți că acel team nu e numai cu da. Sunt și cu nu. Să știți. Nu sunt toate. Ați prezentat la început ca fiind cu da. De asta am... Nu. Am zis că sunt mai multe de la cetățeni. Okay. Să știți că sunt și cu nu. O altă întrebare. Cumpărătorul. Cine este cumpărătorul? Așa cum am spus și mai înainte, nici noi nu știm. Dacă se aprobă, va fi licitație publică și să înscrie la licitație cine vrea. Dar cine vrea să investească în acest proiect? Deocamdată este o societate comercială, cum am scris și în presă, din gura Humorului. Asta e o societate din gura Humorului care vrea... Reprezentantă a Kaufland România sau... Nu, este o societate comercială. O societate comercială. O altă problemă consider... Este problema lor. Așa cum am zis, se înscrie cineva. Pentru că, poate veni și din informații care sunt publice, Kaufland este o societate nemțească,
vorbim de hipermarket, nu supermarket. Cred că cunoașteți politica unui hipermarket, este de a absorbi ceea ce înseamnă economia locală și vreau să vă treziți la realitate. Vor fi închis cel puțin Penny sau Lidl. Unul din astea două va zbura în momentul în care nu trebuie să-i lăsați pe ei să-și facă griji. Eu personal îmi fac griji pentru că vorbim de 100 de locuri de muncă. Să-i lăsăm pe Lidl să-și facă griji. Vorbim de 100 de locuri de muncă care vor fi sau nu vor fi. Este părerea mea personală. O apreciune, nu nicio problemă. Și vorbim de... Haideți să-l ascultăm pe domnul. Vă rog. Vă rog. Haideți să vă dăm și dumneavoastră cuvântul, nicio problemă. Vă rog frumos, chiar atitudinea cu care abordăm tematica, să nu fie o aroganță, pentru că vorbim ca cetățeni, ne dăm mâine, nu trebuie să fie nici... Întrebătura în sensul ăla dumneavoastră. Nu. Vorbim despre o zonă centrală. Nu puteți să-mi expuneți nici într-un mod că plasând un hipermarket în zona centrală va fi ceva cum apare în acele imagini, niște oameni plimbându-se relaxați. Este un hipermarket. Va fi aglomerație. Nu putem vorbi despre o relaxare în zona centrului prin faptul că se deschide un hipermarket. Este ceva absurd. Putem crede doar la nivel de proiect. Eu personal atât pot crede. La nivel de proiect. Ca și cum cineva mi-ar fi prezentat înainte de a se deschide Lidl-ul că în zona respectivă o să se plimbe pietoni. Să știți că și alții au fost discuții de genul ăsta, de ce vine Lidl. Să știți, eu vorbesc despre ceea ce se întâmplă în zona centrală. Am înțeles opinia dumneavoastră. Și o problemă foarte importantă pentru mine este aspectul vânzării. Pentru că este una să vindem nemților și este una să rămână proprietatea noastră. Pentru că va ajunge, dacă deschide Kaufland România, Kaufland România are totul în proprietate. Și este firmă nemțească. Deci, corect. Niște lucruri alb, negru pe alb. Da. Ok. Mulțumim frumos. Mulțumim. Cine mai vrea să intervină? Mă rog. N-ați răspuns. Ce să răspund? Ați fost că este părerea dumneavoastră. Da, am spus că vor respecta. Așa ați spus. Așa s-a încheiat. Este părerea mea. Părerea, o apreciez. Am venit degeaba. Nu, am venit să ne ascultăm și altceva. Haideți, cine mai vrea să intervină? Mergeți, domnule, la primărie și așteptați acolo. Haideți, vă rog, cine mai vrea să ia cuvântul? Tot vreau. Mai mă să facem aici, eu să facem. Da, ce-i mulțumesc. Mă numesc Constantin, locuiesc în orașul Dorohoi și Cineșgan. Atâtea discuții și atâtea bărcuri. Dar dacă e mai frumos să scrie acolo crescut pomii și acolo parcă-i păduri, în centrul orașului, așa e frumos. Dar nu e mai frumos să mergi cu un coș cu cuburi sau să mergi cu un copil acolo. Microfonul. Totuși chiar nu vreți să respectați nicio opinie contrară noastră. Haideți să-l ascultăm. Eu înțeleg o mine, domnule. Am ieșit să mergem cu dealul Polonicul să facem magazin, dar locul ăsta nu s-a făcut atunci. Când au fost nascați, când au fost atunci, când au fost aprobat și 30 de miliarde, să fie mini casa de cultură. Dar eu nu ești președinți, să ieșit păsăți, dar e frumos că de ani de zile acolo, ca păduri, treci de acolo, cu crescut pomii și ea copii astea. Eu sunt de acord cu noi, fără Dorogoi, să se facă domnul magazin și e frumos ceva. Asta e părerea mea. Când mi-ai atăcat pe comerciant, să se ia altceva, domnule, spicul, asta e treaba. Eu, ca cetățean din orașul Dorogoi, sunt de acord să facă, domnule. E mai frumos să știe cu capături? Vă mulțumim. Vă rog. Mulțumesc frumos. Bună ziua. Și pe urmă. Bună ziua. Mă numesc Adrian Bataliu. Vă vorbesc în calitate de cetățean. Ce vreau să spun? În legătură cu ce spunea domnul din spate, că dacă se construiește ca aflam în centru, lumea nu o să fie fericită la cumpărături sau nu o să fie o stare ok. Avem exemple în alte orașe, în zone centrale, în Iași, cu siguranță ai fost și tu acolo. Ai fost în Botoșani. Cu siguranță. Este foarte încărcată atmosfera. Cu siguranță. Trebuie să ne relaxăm, să ne calmăm și să gândim puțin logic punctele, cursurile care sunt prin deschiderea hipermarketului, automat, locuri de muncă,
parcările care sunt un număr foarte mare, fluidizează circulația cu siguranță. Zona centrală este aglomerată de mașini. 150 de locuri, siguranță, vor fi un plus, care vor fi subterane, deci iar confort. Vă rog să-mi lăsați să vorbesc și eu, să luați cuvântul și dumneavoastră. Siguranță. Ceilalți care vorbim ca și cetățeni, eu au fost total împotrivă, nu știu dacă sunt sub acoperire, probabil. Deci au fost împotrivă toți. Comercianții până acum n-au vorbit, dar cetățenii au fost împotrivă. Deci nu cred că sunt... Cred că e, da. Trebuie să punem în primul rând în balanță lucrurile pozitive și lucrurile negative. Vor fi afectați într-adevăr comercianții principali din zonele centrale sau din tot orașul, într-o anumită măsură, dar concurența motivează pe oricine. Dacă ești puternic, vei fi puternic în continuare. Concurența trebuie să te motiveze. Cetățenii vor avea de câștigat prin oportunitatea produselor oferite, oferta mai mare, prețurile automat fiind concurență, prețurile vor scădea, locurile de muncă 100 sau peste 100, un avantaj, tinerii se pot angaja și așa mai departe. Deci consider balanța logică întotdeauna este pentru construirea centrului comercial cu siguranță. Asta este. Mulțumesc! Vă rog, domnule! Sublinez un alt punct pentru că văd oameni care îi cunosc din oraș. Clar vor fi sufocați micii comercianți. Kauflandul vinde până la papetărie. Și vorbim despre, dau exemplu, livreria Colibris care se află exact sub mine, unde locuiesc. Automat nu va mai putea să vândă câteva pixuri sau câteva caiete pentru că le vor găsi cetățenii în Kaufland. Vorbim de alte magazine. Kauflandul are brutărie proprie. Kauflandul are brutărie proprie. Și vorbim de o brutărie destul de mare. Kauflandul face produse de brutărie și Lidl are. Dar Kauflandul la o gamă mult mai largă și mai mare. Are de-a face. Cu micii comercianți are de-a face. Părerea mea personală. Și vorbim, spunea dumnealui, despre faptul că în marile orașe, cum ar fi Iașu, găsim același lucru. Un hipermarket n-ai văzut niciodată în centrul unui oraș. Nici în Cluj, n-ai văzut nici în Iași și nu se pare nici mai ideal. În centrul orașului, vorbim de zona centrală. Haideți ca să mai dăm cuvântul și la altă persoană. La doamna, vreau să vă sunt comerciant. Dacă se vor crea 100 de locuri de muncă, care vor fi cei care se vor duce pentru acele 100 de locuri de muncă? Cei care vor pleca de la comercianți? Asta ar fi una. Și al doilea. Vă rog frumos. Pleacă de la 4 ore la locuri. Haideți să ascultăm și vreau să vă haideți să păstrăm dialog civilizat. Cei care plătesc de o viață rate la bănci, impozite, taxe, concesiuni, se vor duce să închirieze spații comerciale în centru pe 1000 de euro? O fabrică, au vrut să se nu s-au găsit muncitori. Vă mulțumesc! Am înțeles că lumea nu vrea să nici asta în fabrică. Că ei sunt plimbă. Sau cu ajutorul social, care îi dă primăria. Trebuie să înțelegeți că... Dacă trebuie să găsești un loc cu ziua, nu găsești. Pentru că locul așa nu se compri. Aici cu trebuie să mai ieși. Eu zic totuși, trebuie să ne gândim că și un simplu cetățean plătește și el impozit. Să ne gândim și la aspectul ăsta. Vă rog. Aș vrea să spun că sunt pentru construirea acestui centru comercial în Dolapoi. Văd că
toate discuțiile se rezumă la faptul că se vrea să se împiedice, anumite agenții economici să intre în piață închizor locului, ceea ce nu este lucru tocmai corect. Firmele mici nu au trebuit să temă de concurență, ci din contra, eu cred că este un lucru bun, benefic pentru Dorogoi. Deci, să fie o clădire nouă, modernă, în locul unor clădiri deconate, un centru nou, cu locul de muncă, care va face un plus pentru orașul nostru. Și îmi pare chiar foarte rău să văd persoane tinere din Dorogoi, deci nu sunt pentru progres. Nu sunt pentru concurență, ci... Domnul Maxim, Formatul unei dezbateri este de așa natură încât se contrazice. Da, se contrazice după ce termină o persoană. Altfel nu se mai înțelege nimic și noi trebuie să facem un proces verbal. Mă scuzați, bariera mea este că suntem prea puțin să iau o decizie. Da. Cum am mai spus, azi nu luăm decizii. Azi nu luăm decizii. Da, uitați-o. Vreau domnul Maxim. Să facem în... Acest spațiu poate fi scos foarte ușor la marginea orașului. Vă spun ce se întâmplă. Este liber, da? Acum, aproape fiecare familie de ce o mașină, da? Undeva către Dealul Mare, ești la drum național sau către Suceava, iar la drumul județean, se poate scoate acest permis. Să este transport în comun la ora actuală, sunt făcute stații, adică și cetățenii care nu vor să meargă cu mașina și vor cu transportul comun, o să o facă. Dorogoi nu este un oraș atât de mare încât să spui că ajungi la un supermarket foarte greu și nu este accesibil dacă nu este în centrul orașului. El este foarte accesibil și dacă este la un kilometru jumate scos în afara centrului orașului. El nu trebuie să fie scos mult la 10 ore. Kilometru jumate, cu mașina sau transportul comun, îl facem maxim 5 minute. Da? Acest 5 minute este un cheltuială de timp atât de mare, cât acest caucat. Dar haideți să asumăm, este o soluție tehnică, foarte ok, care ne asigură liniștea centrului orașului și peste 40 de ani, iar copiii noștri nu vor înjura, care nu, și nu vor spune, domnule, ce dobitoci au fost ăia care au pus caucam în centrul orașului atunci când au luat pe această cezintea minunată. Să fim sinceri cu noi și să recunoaștem că acest caucam va produce multe de favori orașului, da? Nu va face, poate va aduce câteva locuri de muncă în plus, nu contest, nu am văzut un studiu, nu am văzut un studiu de trafic, studiu de trafic se face înainte de a lua decizia de a vedea acest teren. Nu este un cost atât de mare să faci acest studiu. Nu cred eu că dacă mergi la cândva să facă acest studiu, este ceva extraordinar. Și vreau să văd acea, în afară, nu mi s-a părut normal ca oameni din primărie să meargă să strângă semnături. Nu, trebuia să vorbiți cu o societate specializată pe așa ceva, care să fie imparțială și să facă asta. Dacă ați vrut să faceți o consultare publică. Nu angajați primăria să facă primăria publică, primăria a luat deja decizia și i-a considerat deja oportun ca acest fapt să fie în centrul orașului. Înainte, plus, înainte de a avea decizia de a face aplicarea în centrul orașului, am vrea să văd că ați încercat cu parcursul acestor 8 ani de ocupare, sunteți primar aici, să faceți totul acest sau să instanțați această zonă a centrului orașului, care este paragin. Vreau să văd, ați făcut cere către CNI, către acum că este Programul Național de Dezvoltare Locală, ați... Invers. Despre activitatea mea, am făcut raport al primarului în fiecare an. Și ca drept răspuns la raporturile pe care le-am făcut dorohoienilor și am raportat tot timpul activitatea mea și m-am raportat
la cetățenii municipiului Dorohoi, dorohoienii mi-au acordat o încredere prin vot. Eu nu vă propun acum un proiect al meu, vă propun o propunere pentru Dorohoi. Deci dacă dumneavoastră folosiți un pretext de acesta să mă atacați politic, nu este oportun. Problema, domnul Maxim, problema în discuții este oportunitatea acestora sau a ruinelor de acolo sau o altă variantă pe care, asta doream să ascult și eu, o altă variantă. De asta am spus, hai să vorbim fără patimă, să venim cu propuneri. Nu cu chestii de genul ăsta. O propunere înseamnă, domnule, nu-i bine să fac... 2 km în afara centrului orașului. De aici, de la blocul turn, măsurăm cu pasul 2 km. Propuneri concrete. Deci problema e, nu cred eu că în 8 ani de zile am făcut lucruri rele pentru Dorohoi și al doilea lucru, m-am trezit deodată să mă apuc de prostii în Dorohoi. Deci aici este... Domnule, dar vrei să te cerți cu mine? Nu mă cer. Dar întrerupeți-vă, că toți vorbiți de la început. Și eu vreau să ascult părerea dorohoienilor, ca câtor mai mulți oameni. Vreți să plec? Cred că nu ne înțelegem. Mai sunt și alte persoane care au opinii. Nu trebuie să fiți toți de acolo. Dumneavoastră găsiți soluția. Asta vă deranjează. Vă deranjează să faceți cu astăzi un kilometru jumate. Voi nu este problemă. Da, haideți. Vă rog, haideți să mai lăsăm. Vă rog, doamna Amorel. În Botoșani, Haufrandu este la 2 km de centru, sau Boru este la 3 km. Vreau să vă mai spun încă un lucru ca cetățean care mie te-a cumpărături. Eu sunt liberă să mie ca o jumătate nu vreau. La Lidl, la Splendid, la Carrefour, la Kaufland, merg unde vreau, nu mi-i pune nimeni și merg și cumpăr de unde îmi convine, da? Deci nu ne mai conducem, dați exemplu că acolo. Vreau să vă mai întreb dumneavoastră, n-ați fost niciodată să faceți cumpărături la Kaufland, la Carrefour? Wow. Și atunci, care este problema dumneavoastră? Asta este părerea mea, că eu sunt un restaurant, dar nu fac acolo. Deci eu nu vreau să merg pe la Bărășanță până atunci. Eu vreau să merg la Dorohoi să-mi fac cumpărături. Dar duceți la mașină. Dar mergem cu prietul la mașină orașului. Sau? Păi, ce cumpărat? Ce cumpărat și construiți ce doriți dumneavoastră. Dar cumpărat și construiți ceva. Ați auzit? Deci cumpărați dumneavoastră și construiți ce doriți, mai construiți ceva și să dispară acea mizerie de acolo. E o mizerie acolo. Deci oricine să meargă să cumpere acolo, să facă ceva de frumos și noi nu le opunem. Domnul consilier, Bună ziua! Cer scuze că am intervenit. Normal, astăzi trebuia să vă ascult, dar nu pot să nu intervin, că s-au ridicat o serie de probleme și deviem total de la discuția normală. 1. Dezbaterea este pentru toți cetățenii Dorohoi. Sunt consilierul Irimea. Irimea Costel Daniel, mă numesc, sunt consilier local, din partea ALDE. Mi se pare normal ca toți cetățenii municipiului Dorohoi să aibă un punct de vedere. Se pare că în sală sunt 2-3 persoane care reprezintă comercianții. Aș dori și vă propun să ascult, eu cel puțin astăzi, vă rog frumos. V-am ascultat, vă rog frumos. Eu am spus așa, aștept din partea comercianților... Domnul Maxim, nu la dumneavoastră s-a referit. Aștept din partea comercianților părerile lor. Eu, ca ales local, trebuie să simt cont și domnul de părerea domnului Maxim și de părerea domnului patron de la Super Splendid și la orice patron din Dorohoi. Da? Și din centru și la doamna Matei și mai departe, doamna Matei a fost și consilier local. Tot când s-a retras acel proiect. Deci aștept părerea celor care sunt în măsură. Da? Păi tocmai, întreb și eu, de ce n-au venit? Eu astăzi trebuie să ascult părerea la toată lumea, ca să pot să votez data viitoare în Consiliul Local, în cunoștință de cauză. Se pare că sunt 2-3 persoane care reprezintă interesele acelor comercianți. Nu țin cont de părerea lor.
Deci nu țin cont de părerea dumneavoastră, domnul Maxim, că vreți dumneavoastră să mă trimiteți la Kaufland, la Bătușan sau la Suceava. Eu vreau să merg, eu ca cetățean, și nu vă răspund în nume de consilier local, eu ca cetățean al municipiului Dorohoi, da, vreau să merg eu singur, nu mi îngrădiți dumneavoastră dreptul să merg la ce magazin vreau eu. Deci eu nu pot îngrădi ca ales local o, să iau o decizie ca dumneavoastră, cum a spus dumneavoastră, toți locuitorii municipiului Dorohoi, să meargă la orice entitate, da? Că-i producător, că este comerciant, doar la acea entitate. Eu am spus clar, vreau să meargă cetățeanul unde dorește el. Iar concurența înseamnă progres, din punctul meu de vedere. Îmi pare rău că sunteți tânăr și vedeți diferit lucruri. Am 38 de ani și se pare că suntem cam de aceeași vârstă și le vedeți diferit. Îmi pare rău. Nu contează. Trebuie să țin cont și de părerea dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Aștept totuși comercianții să-și pună cuvântul. Știm că sunt în sală și să văd. Da. Vă mulțumesc, domnul doctor Gerasim. Având în vedere că intru permanent în contact cu lumea, mi-a plăcut. Îmi place modul ce este profesorul Mandaci, care cred că va înțelege și îmi va da dreptate. În 1962, Dorohoiul, așa te spus, în 1962, Dorohoiul avea 12.500 de evrei. Era un oraș evreiesc în totalitate. Au rămas acum 10. Eu, dacă ar fi după mine, acolo trebuia în centrul orașului plătit de cele reabilitate să rămână istoria orașului Dorohoi, o mică parte din istoria orașului. Corect. Vă rog frumos să mă lăsați. Concurența este izvorul dezvoltării, a spus cineva aici. Eu vă spun următorul lucru. Eu știu ce înseamnă concurență. Noi avem cabinetele medicale care înseamnă concurență. Noi avem spitale private care fac concurență. Dar n-ați dut oamenii necăziți. Puterea de cumpărare a acestor necăziți este mică. Și fiind puterea de cumpărare a acestor mici, atunci comercianții sigur că vor fi frustrați. Asta a fost, asta este până acum. În economia de piață s-a umplut România de magazine, am vândut totul pe nimic. România este o țară extraordinar de frumoasă. Dar să-mi voi să vă dau un exemplu. Când eu am luptat pentru tomograful Spitalului Dorohoi, pe lângă ministrul care a fost la Dorohoi, a fost un secretar de stat care m-a rugat să ia la Dorohoi. Vreau să vă spun că a rămas impresionat de Dorohoi. A rămas impresionat de parcurile, că ați văzut ce este în București, nu? Să face catedrală lângă blocul la 2 metri. Aici este o discuție între a se reabilita acel centru, acolo este vina conducerii vechi, eu vorbesc și din punct de vedere al consilierului, neafiliat politic. Domnul fost primar Gerasim, tizul meu, sau eu tizul dumneavoi, o reabilitat acel centru cultural Georgenescu, de domnul Roșca aprobă, s-au făcut plus studii de fezabilitate. Deci acest centru cultural a îngheșit bani la prostii. Nu vă temeți, fraților, de concurență. Nu, mi-a spus cineva aici, asta a fost motiv pentru care am luat cuvântul. Costul bine s-o să facă ca o flantă pâine. Eu vreau să vă spun că am cumpărat și o plăie. Dar să știți că pâinea noastră de la Spicu este de 10 ori mai bună decât pâinea de la Caufland. Lumea gândește prin acest punct de vedere. Hai să privim. Unii privesc din punct de vedere al profitului, așa este în economia de piață. Noi am vrut în Uniunea Europeană, am vândut petrolul pe nimic, am vândut fabrica de sticlă pe nimic, o cumpărat tot felul care au vrut, o făcut. Cine are inițiativă și spirit de observație și de perspectivă, sigur, și eu sunt ar fi bucuros. Hai să facem un cămin spital în Norocăsor, 10 cămini spitale, că nu au mai bătrâni unde să stea, să aveți loc.